Bună seara! Domnule Bodoc, dumneavoastră erați ministru al sănătății în momentul în care la acest spital a izbucnit un scandal similar celui cu care ne confruntăm acum, dacă nu mă înșel, nu? Nu cred. Eu n-am avut scandal la Pantelimon în timpul mandatului meu, dar știu de scandalul de la Pantelimon. A fost după ce am plecat eu din minister. Știu că am văzut niște imagini în care erați întrebat în legătură cu o asistentă care la fel, adică eu v-am văzut eu niște imagini declarând niște lucruri în legătură cu asta. Spuneți noastră că nu erați încă, nu mai erați în funcție. Nu mai era ministru. Dar a mai fost o situație la Sfântul Pantelimon similară, nu? Cu ce vedem acum. Da, a fost un scandal acolo tot așa cu... Erau foarte mulți pacienți la ATI cu tare și se făceau oarecare triere, nu? Asta era discuția. Nu, erau tot așa ceva discuții cu privire la modul în care se acorda asistența medicală. Mă rog, au fost tot felul de acuzații care până la urmă s-au dovedit nefondate. S-au dovedit a fi nefondate? N-a fost schimbată conducerea atunci? Nu mi-am amintit să fi schimbat conducerea. Nu, la momentul la care am schimbat conducerea la Spitalul Pantelimon, chiar când am venit, și l-am dus pe domnul profesor David Soiu de la Spitalul Municipal, l-am dus la Pantelimon și după ce am mers însă acolo, lucrurile au luat o direcție foarte bună. Eu văd aici o declarație a dumneavoastră din 2017, în care ziceți, după controlul de la Sfântul Pantelimon, luăm în discuție inclusiv schimbarea echipei manageriale. Suntem nebuni? Ce, doamne iartă-mă? Nu. Aia a fost controlul înainte de, când a fost scandalul cu... Dar ce s-a întâmplat? De ce ați vrut să schimbați? Deci eu înțeleg că constant apar probleme acolo din această declarație pe care o faceți dumneavoastră. De ce ați vrut să schimbați conducerea atunci? Văd o declarație a dumneavoastră, Ager Press. Nu, deci la momentul la care am schimbat eu managerul, acolo erau niște probleme legate de activitatea spitalului, în sensul că nu mai aveau bani, aveau datorii foarte multe, nu mai aveau cu ce să lucreze, era un management deficitar, în sens nu-și mai plătise facturile, nu primea marfă, nici nu țin minte cine era manager, dar nici nu contează. Era o situație dezastruoasă la Pantelimon, chiar nu aveau nimic, nu aveau cu ce să lucreze. Ziceți așa, am serioase îndoieli asupra întregii echipe manageriale din Spitalul Sfântul Pantelimon. Într-o perioadă scurtă au fost 3 scandaluri. Da. Deci n-au izbucnit după ce ați plecat dumneavoastră acolo când era. Mă rog. Nu. Chiar la începutul mandatului meu. Facem arheologia acum, da. Am schimbat echipa managerială de acolo, dar nu pe o temă similară, ci pe probleme legate de aprovizionare. Și atunci l-au adus pe domnul doctor Tavițoiu, dacă țin eu bine minte, era directorul medical sau managerul spitalului municipal. Și l-am mutat de la Spitalul Municipal la Spitalul Pantelimon. Astăzi țin minte, mai mult nu țin minte. Nu vă mai ajutăm. Ok. Dar în privința situației ăsteia, îl avem pe domnul ministru actual, domnul Rafila, care vine cu corpul de control, se duce acolo, verifică, nu se întâmplă nimic. După aia vin procurorii și de fapt găsesc niște lucruri acolo. Dumneavoastră cum vă poziționați ca fost ministru al sănătății și sigur și ca medic? Deci eu nu vreau să iau apărarea nimănui. Ceea ce pot să vă spun este că în momentul în care trimis corpul de control la un spital și aia din corpul de control vin și spun că lucrurile sunt ok și că nu sunt probleme, tu ce poți să faci? Am pierdut...